Fiind la o căsătorie, primul care merită să fie binecuvântat este Domnul Dumnezeu. Amin, amin. Și asta pe următoarele considerente. El ne-a creat, de la început, a făcut parte bărbătească și parte femeiască. El a constituit familia. Noi suntem astăzi într-o biserică. Biserica este tot creația lui. Și așa cum s-a cântat Adineauri, noi ne așteptăm să mai fim la o nuntă mai mare, mai minunată unde să fim cu toții și toate acestea se datorează lui Dumnezeu. Merită să fie slăvit din toată inima. Apoi dintre noi cei prezenți, primii care să fie binecuvântați să fie cei doi, Samuel și Dalia. Fiți binecuvântați, părinții dumneavoastră și toți ceilalți. Domnul să vă dea astăzi o zi de bucurie. Mă simt dator, de asemenea, fiind vorba de familie, să aduc mulțumire Domnului pentru că scumpa mea soție este în viață și totodată să vă mulțumesc, dumneavoastră, celor ce v-ați rugat și vă rugați pentru noi, pentru ea, Dumnezeu să vă răsplătească la vreme potrivită. Dragii mei, s-a citit din Cartea Genesa despre implicarea lui Dumnezeu, așa cum spuneam, în constituirea familiei. Și vreau să spun tuturor celor ce sunt căsătoriți, în primul rând, dacă vor să aibă o familie fericită, binecuvântată, să fie pe bune cu Dumnezeu. Și celor ce vor să se căsătorească, băieți sau fete, dacă vreți să vă fie bine în viață, din nou vă spun și vouă, dați-vă pe bune cu Dumnezeu. Că numai Dumnezeu poate să binecuvinteze. Știți când a constituit Dumnezeu familia, a zis, scrie în Genesa 1 cu 28, binecuvântându-i, creșteți, înmulțiți, vă umpleți pământul, supuneți și stăpâniți, vă dau autoritate, drepturi, haruri, favoare. Dar tot Dumnezeu a spus cel din tâi, și asta tot în contextul familiei, cuvântul de blestem, că de la el vine, prin porunca lui, sub autoritatea lui, fie fericirea, fie nefericirea. Și așa e până în capătul capătului. Spunea domnul Matei 25 că se va spune unora veniți binecuvântați Tatălui. Și altora ce le va zice? Duceți-vă blestemaților. Aceste două cuvinte de binecuvântare sau de blestem care ies din gura lui Dumnezeu au autoritate absolută. Și spune Scriptura, vă citesc din Cartea Proverbele, capitolul 3, versetul 33, Blestemul Domnului este în casa celui rău, Doamne ferește, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. În aceeași idee scrie tot în Proverbe, capitolul 14, versetul 11, casa celor răi va fi nimicită. Dar nu dintr-o întâmplare oarecare, și pentru că cei răi ajung sub incidența blestemului lui Dumnezeu. Și spune partea a doua versetului, dar cortul celor fără prihană va înflori. Nu așa că plouă la întâmplare. Și pentru că Dumnezeu va binecuvânta. Așa că, dragi miri și dumneavoastră, cei interesați de viața de familie, vreau să privim în Sfintele Scripturi la felul în care am, am putea să avem o casă binecuvântat. Și ce se rostește astăzi peste cei doi, să nu fie o formalitate lipsită de valoare. Și ceva care să se răsfrângă în mod binevoitor peste ei toată viața și apoi toată eternitatea. Amin? Dragii mei, spun asta pentru tineri și pentru cei ce sunt căsătoriți, dacă de cumva nu-i bine în casa dumneavoastră, în primul rând, uitați-vă retrospectiv, la alegerea care ați făcut-o. Că unii de acolo n-au fost pe bune cu Dumnezeu. Solomon s-a scăsătorit numai puțin de o mie de ori. Și scrie el în Eclesiastru, capitolul 7, o carte scrisă la bătrânețe, am spune după toate aceste încercări, vers 26, am găsit că mai amară decât moartea este o căsnicie nefericită. Vestul 28, iată ce îmi caută și acum sufletul. Pietul de el încă la bătrânețe mai căuta. Din o am găsit un om, adică dacă voia să angajeze un consilier, din o identifica unul. Dar o femeie n-am găsit în toate acestea. De ce n-a găsit? Pentru că afirmă același Solomon și din cartea Proverbele, capitolul 18, versetul 22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericire. Da, dar el n-a găsit-o. Și spune el în partea a doua versetului. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Dragii mei, pe puterile noastre nu ne putem ferici în alegere, numai dacă ne ajută Dumnezeu o alegere cu Dumnezeu e binecuvântare. Fără Dumnezeu, nici la o mie de încercări nu merge. Și să fii și deștept. Și să ai și posibilități ca Solomon să alegi. Și tot nu reușești. Da? Așa spune un vers. Cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă? Cine oare dintre tineri nu vrea o mireasă? Cine el, sărac sau putre de bogat să fie, nu se întreabă văzând fete, cum va fi a mea soție? vara frumoasă, știi vaure să gătească, sau va fi o pierdere de vară și o pagubă în casă. Toate aceste gânduri sumbre fac în inima de tânăr urme adânci cu grele umbre. Însă nu uita, copile, tinerețea să-ți o celui ce din veșnicie poartă grijă de-a lui fi, că ce găsești tot te înșală și ce alegi poate fi o poamă mare. Și mai alea mai dureroasă decât chinul Căsnicia o să -ți fie dacă nu-ți dedici tu viața tatălui din veșnicie. El a zis că o să-i facă omului așa soție, încât să se potrivească în asa călătorie. Și începând cu Eva atunci, și încă nu s-a terminat. Fiecare și-a soția ca dar bine meritat. Tot așa neprihănitul nu va fi încercat nespus. Și în ziua nunții sale îi va da un dar Iisus. Sperăm să fie vorba și de Samuel tu o să fii primul, tu, tu, te vei lămuri primul dacă e așa sau nu. Aș putea să vă mai dau un exemplu, în postura lui Samson. A făcut o căsnicie fără Domnul, încălcând prescripțiile Vechiului Testament. Frumos a fost. Șapte zile cât a ținut-o spătul, scrie judecător 14, că mirea să a plâns. Și după aceea, în loc să meargă așa în voiaj sau la casa lor, ea s-a dus la casa ei, el la casa lui supărat. Să nu încercați fără să, să vă căsătoriți fără Dumnezeu. Că nu mergeți bine nici până la primul colț. Dar cu Dumnezeu până în veșnicie. În al doilea rând, dacă vreți să avem binecuvântare sau dacă de cumva n-aveți să aveți înfrângere în viața de familie, să privim cu sinceritate, retrospectiv, dacă e cazul pentru cei ce avem ani de căsnicie, și să ne recunoaștem greșelile. Unde am făcut ceva fără Dumnezeu de nu mai merge? Adam și Eva s-au căsătorit perfect, cum a fost textul. Toate au fost foarte bune în finalul zilei a șasea, nu? Nu spune cine sau unul cu 31. Dar cât a durat fericirea celor doi? Nu știm, nu-i scris. Ce s-a întâmplat într-o zi? Doamna a colaborat cu diavolul. Părerea mea, în timp ce serveau masă, au fost ispitiți. Și a consumat din fructul oprit, cum știți, la aceeași masă a servit și el și s-a terminat cu fericirea. A apărut prima ceartă între ei, prima zi de stres, de teamă, da? Să fim sinceri. Și când privim în urmă, când facem ca cei doi, că ea e de vină, și ea și că diavolul e de vină, o fi. Cotele procentuale de vinovăție Dumnezeu le știe. Diavolul este promotorul răului, dar de suportat suportăm toți consecințele dacă am greșit. A venit odată la mine doi să se mărturisească soț și soție și începe el, frate, nevasta mea, uite așa, așa. Ea zice, știi, soțul meu? Zic, stați puțin. De ce să spui tu ce a făcut ea? Că știe ea mai bine, nu? De ce să spui tu ce a făcut el? Lasă-l pe el că știe mai bine. Dar există tendința asta să ne imputăm reciproc sau să dăm vina pe mediu, pe diavolul, pe știu eu cine. Oricum pe Dumnezeu nu putem da vina, că nici Adam și Eva n-au putut da vina pe Dumnezeu să spună, Doamne, știi de ce am mâncat din pomul ăsta? Că ne-a fost foame și nu au fost suficiente fructe. N-a fost meniu suficient de divers. Ba da, că Dumnezeu a spus, puteți mânca din toți pomii din grădină. Dumnezeu, dragii mei, nu îi devine niciodată numai noi. Dar uneori nu o recunoaștem. Da, Țineți minte cu ce am spus până aici. Dacă nu-i bine la cineva, ori n-ai făcut alegerea bună, ori poate a fost alegerea bună, ca la Adam și Eva. Dar de atunci încoace, ai făcut greșel. Și asta se impută la fața locului. Și trăiești nefericire în viața de familie când ai putea să fii fericit. Și ne fericim și copiii și părinții, dacă mai sunt în viață, atunci când află, într-o astfel de familie a venit soțul la casă și spune soții, nu-i gata mâncarea, ce? Așa, fără finețea o care a cucerit-o la început, fără vorbele dulci care s-au epuizat, se pare. Ea și-a cerut oarecum scuze, l-a servit, a mâncat așa sec, la urmă n-a mulțumit nici la domnul, nici la doamna, și un băiețel ce era pe acolo zice către mama, mama, ți nu-ți pare că te-am aritat cu tata, că mie mi îmi pare rău. Cam așa e. Sufăr și copiii noștri. Și astfel, să zicem, Dumnezeu să ne dea îndurare. Dragii mei, vă propun, chiar dacă cineva n-a făcut o alegere bună. Nu a exclus nimeni din acest proiect. Chiar și cei ce au făcut greșeli până aici. Vă dau doar două sfaturi. Ce am putea să facem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze casele. Că ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat pentru o veșnicie. Dar ce nu binecuvintează Dumnezeu, nici toți prelații din lume n-au succes să o facă. Nici toate urările și cadourile noastre n-ar putea să umple golul acesta. La ce face Dumnezeu, nu mai este nimic de adăugat, nimic de scăzut. Dar unde Dumnezeu nu votează, noi rămânem o minoritate incapabilă de a aduce vreo soluție. Două sfaturi. Primul. Cu siguranță că cei doi vor fi întrebați dacă se căsătoresc din dragoste. Eu mai nou, mai nou îi întreb pe Mir, nu dacă se iubesc azi, dacă o să se iubească mâine. Adică în viață, dacă se angajează să se iubească. Dragostea, dragii mei, este o forță irezistibilă. Și dacă noi cu adevărat ne angajăm să iubim, asta ne va da cu siguranță succes. Spune Scriptura în Cartea Cântarea Cântărilor, la capitolul 8, citesc de la versetul 7, apele ce mari nu pot să stingă dragoste. Deci nu se poate spune, a venit frate peste mine, o catastrofă. Nu se poate. Râurile n-ar putea să o înnece. Adunăm tot debitul Amazonului și toate până la ultimul părâu. Nu, nu, e suficient. Și de-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste. Este indubitabilă tot n-ar avea decât dispreț. Sau spune Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 13, și de ce nu s-ar aplica pe deplin și din plin aceasta în viața de familie. Citesc de la versetul 7, acopere tot. Poate greși nevasta cât vrea, că el nu vede. Crede tot. Oricâtă Nesiguranța ar inspira viitorul vieții lui de familie, el este încrezător. Nădăjduiește tot, și apoi suferă totul. Vreau să vă dau un exemplu. Concret, cartea profetului Osea. Asta pentru că trăim într-o lume imorală, dragii mei. Și poate cea mai grea probă a familiei este ca să te trădeze partenerul de viață. Mai poți să-i iubești și atunci? Ce șanse ar mai avea astfel de căsnicie când ai fost strădat? Osea 3, versetul 1. Domnul mi-a zis, și astăzi vorbește Domnul unora care nu-și iubesc nevestele așa cum trebuie, pe diverse motive. Poate fi vreo situație și de genul ăsta. Du-te și iubește o femeie iubită de un ibofnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul. Mi-am cumpărat-o cu un preț, 63, ce am zis, rămâi multă vreme numai a mea. Și eu voi fi la fel cu tine. O nouă șansă pentru viața de familie. Aceasta este o situație extrem. Dar în cazul unora ei nu nevoie de o simplă iertare reciprocă și să se relanseze cu dragoste, să uite tot ce a fost până atunci. Am întâlnit astfel de situații, când au fost doi separați cinci ani, divorțați, în act. Am pledat mult pentru împăcare, s-au reîmpăcat, am fost în ziua când s-au recununat. Mi-am zis, Doamne, am predicat la Teanuz, dar ăștia acum, care e textul potrivit? Se cunună din nou aceleași două persoane. Și mi-a spus, domnul, citește-le pilda cu fiul risipitor și spune-le niciodată să nu spună care fiu a fost plecat de departe de casă și care a fost pe lângă casă. Tata a avut pe amândoi în casă. Sunt împreună și am zis lui cândva că la vedere ea părea mai vinovat. În fond, Dumnezeu le știe. Auzi, să nu-i mai aduci aminte de vremea aceea. Am auzit un frumos răspuns din gura lui. Frate, dacă ea are mușcările ei, mă aduce în discuție, eu schimb subiectul, ne înțelegem foarte bine. Dragostea este în stare de una ca asta. Și unde noi depunem un asemenea efort și avem asemenea intenții nobile, acolo Dumnezeu binecuvintează. Și din cenușă face să renască o casă. Dumnezeu se percepe la restaurări de cum la mici reparații, așa cum necesită în viața unora și vor să stea așa cu casa, cu, ten cu ea la sărit spre stradă, să vadă și alții ce acolo în casă. În loc să o bagi în renovare capitală, fiecare las smerenie și Dumnezeu cu harul său să toarne în durare. Amin? Și un al doilea sfat. Poate va zice cineva foarte atent la textul ce l-am citit, o să ia 3 cu 3, frate, dar dacă nu merge cu iubirea, și celălalt, e tot infidel mai departe. Și nu-i vorba numai de infidelitate. poate e rău. Dar este în scriptură un asemenea caz. Cartea 1 Samuel, capitolul 25. Iată cum descrie textul biblic pe bărbat. Și sărmanul de el era din familie bună. Dar ce se face? 1 Samuel 25 cu versul 3 Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail Ea era o femeie cu judecată și frumoasă La chip, dar bărbatul era aspru și rău Cum să te descurci? Unde nu merge cu dragostea, tai cu înțelepciunea Cu astea două o scos la capăt dar astea amândouă vin de la Dumnezeu. Pune-te pe bune cu el să te ajute. Știți, David s-a dus prin mișii săi și a cerut o sponsorizare. De la nabale, un patron puternic, într-o zi când aveau de toate și el, după cum îi era felul, nu, sponsorizez eu pe partizani, nu știu cui. David s-a supărat. Și o femeie înțeleaptă s-a descurcat în ziua aceea cu un bărbat rău și cu un nervos, cu doi. Timate surori, cu ținepciune măcar cu unul trebuie să vă descurcați. Că o fi rău, că e nebun, după caz. Ce a făcut? Că da seama că nu se poate vorbi, cel puțin pe moment. A pregătit un dar, scriește textul biblic, a coborât prin un loc tufos, să nu vadă dumnealui. A ieșit înaintea lui David, i-a făcut plecăciuni, vă rog rețineți, ea era patroană, ăsta era un partizan, un cioban. De nu știu câte ori a zis, domnul meu, eu sunt roaba ta. Este păi puțin, că realmente lucrurile se teau invers. Ea era doamna și el era robul. S-a închinat, dar dacă vrei să câștigi pe cineva și cu înțelepciune procedezi ca atare. Și a zis David, după ce i s-a muiat mânia, a prins gustul, era acolo și friptură și desert de toată. A zis, mai bine mă apuc de mâncat decât de bătut, nu? Și a zis acestei femei, peste 32, binecuvântat să fie Domnul care te-a trimis astăzi înaintea mea. O, oh, de a și înaintea bărbaților ispitiți câte o femeie din asta. De la ei de acasă. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu. Vezi? cine e binecuvântat? Cel ce iubește și cel înțelept. Și poate vă gândiți, da, da, mai apoi? Da, i-a spus și bărbatului când a putut, Ce am o veste bună pentru toate surorile care se plâng sau pentru toți bărbații care spun, partenerul meu este și rău și cum este și așa și așa. Dumnezeu a ajutat-o, nu știu câți ani a stat căsătorită cu omul ăsta. A făcut față. Ferma a mers mai departe. Robii, toți și alții au fost ajutați. Și, în final, și asta e vestea bună, el a murit și a ajuns să fie soția lui David. Stimate surori, de cumva, Doamne ferește, o să rămână Nabal nebun până moare și nu o să moară în grabă. Tot am o veste bună. Nu David. Fiul lui David o să vă ia de nevastă. Și o să fiți mireasa Domnului Iisus Hristos. Dacă veți dovedi capacitate de înțelepciune să vă descurcați în viață cu unii care, așa cum zicem, în Petru, nu nici bun, nici blânz, nici ușor de mulțumit ca patroni. Pune tot așa nevestele, se pot descurca cu ei. Așadar, să vă dea Domnul Haru unei alegeri cu el, a unei viețe de înțelepciune și de dragoste. Să ne ajute și în mod special pe cei doi să-i binecuvinteze. Și dacă aici noi de partea noastră am înțeles ce vrea Dumnezeu, am colaborat cu El, Dumnezeu ne asigură o veșnicie cu El. Vă doresc tuturora. Amin.